Cultura din ultimele zile le-a făcut pe câteva tinere din Timișoara să recurgă la un gest mai puțin obișnuit. Fetele au scăpat de inhibiții și de haine și s-au aruncat în Bega, unde s-au distrat pe cinste. Momentul a fost filmat de cei aflați pe malul apei, iar imaginile au ajuns în atenția polițiștilor, care le caută acum pe cele cinci curajoase. Cinci tinere din Timișoara au transformat Bega în piscină și au făcut o baie în toiul nopții. Fetele par să se fi distrat de minune, iar asta se vede și pe o înregistrare surprinsă de unul dintre cei care stăteau pe marginea canalului. În filmuleț se observă că fetele sunt complet goale, însă nu pare să le pese de ochii privitorilor. Celor care le-a păsat însă au fost polițiștii. Agenții timișoreni au văzut imaginile cu tinerele și fac acum demersuri pentru a le identifica pe fetele fără inhibiții. La finalul verificărilor, oamenii legii vor stabili dacă cele cinci vor fi sancționate sau nu în urma faptelor lor.